Am debutat în 2022 cu ediție despre drept civil și societar săptămâna trecută. Păstrăm tradiția. În ediția de astăzi, legile afacerilor la Profit TV. Se află managerul cele mai importante entități avocațiale pe această zonă, de data aceasta la nivel național. De 17 ani, principalul jucător al avocaturii de tip personal injury în România. Traseu spectaculos printre niște borne temporale și de activitate râvnite până și de casele mari. Înființați în 2005, extindere națională Timișoara și Cluj, după București evident în 2012, peste 40 de avocați și un nou sediu la finalul anului trecut. Toate acestea înseamnă excelență în servicii și preocupare deopotrivă pentru imagine și comunicare de brand. Alături de mine, în această seară, unul dintre oamenii din name branding-ul acestei firme de avocatură. Cumpătat și cu tendința de a fi mai degrabă modest. Poate pentru că, așa cum spunea Nicolae Titulescu, orice cauză pledată pe un ton mai sus decât cel normal este dinainte pierdută. Bună seara, sunt Andrei Cristea, vi-l prezint pe domnul Cătălin Vlad, managing partner Jercan Gheorghe Vlad. Bună seara, mulțumesc Andrei de invitație, ca de obicei o plăcere să fiu lângă tine. Mulțumesc frumos, ok, deci trecem la Andrei și Cătălin, gata, am înțeles. Dacă nu e prea mult. Domnule, 40 de avocați, 17 ani, extindere națională și nu acelea sunt toate orașele, site-ul vostru mai... Urmează poate și altele. Mai găzduiește și altele, înțeleg că aveți și la Bacău, aveți și la Craiova, aveți și la Iași. Da. Puncte unde nu doar că reprezentați clienți, ci chiar sub brandul... GGV. Există sedii efective, exact, cu oameni care locuiesc în respectivul oraș și reprezintă clienții de acolo. Bun, cum ați făcut voi, pentru că pentru size-ul firmelor de avocatură din România, acest 40 plus, și aici nu mă refer la vârstă, ci la număr de avocați, este, cum se spune în real estate, un fel de media map. Cred deci că un mediu spre mare. Este dorința noastră enormă de a crește. Ne-am dat seama că în profesia asta, dacă nu crești, cu adevărat decazi. De pentru care, ani de zile ne-am dorit să creștem pentru a menține un ritm anume. Asta, eu și cu asociatul meu, Jercan, ne-am dorit foarte mult să fim prezenți peste tot. În ce sens? Să fim cunoscuți și să reprezentăm clienți. Asta înseamnă că orice oraș important din România ar trebui să beneficieze, mă flatez de prezența noastră și am angajat oameni buni, cei mai buni care am găsit local, ca să ne reprezinte interesele în fața instanțelor locale și în împrejurim. E simplu. Ce înseamnă personal injury și zona aceasta de tot ce ține de siguranța persoanei? Personal injury este un termen anglosaxon bazat pe experiența, bineînțeles, a Marii Britanii și Americii, în domeniul și care presupune reprezentarea oamenilor sau persoanelor fizice care suferă diverse prejudicii în legătură cu diverse tipuri de accidente, malpraxis sau accidente de muncă. Asta înseamnă că atunci când oricine suferă orice vătămare de orice tip, are dreptul să își manifeste interesele în fața unei instanțe sau în fața unui asigurător sau în fața unui angajator, folosind know-how-ul unui avocat specializat. Despre asta este vorba. Nu am inventat nimic nou în domeniul ăsta, la fel cum, bineînțeles, nimic din tot ce este în peisajul avocaturii nu este inventat de către un avocat român, ci pur și simplu am încercat haide să zicem, nu copiem, că sună foarte prost, să învățăm de la cei mai buni. Okay. Și în domeniul ăsta trebuie să recunoaștem, nu ne bazăm pe neapărat pe sistemul continental, ci pe sistemul anglosaxon. Destul de greu de crezut, uite, deci voi practic targetați, marile firme de avocatură targetează firmele private, evident, private sau de stat, dar entități, clar, persoane juridice. Da. Voi nu targetați într-atât persoane juridice? Nu neapărat, targetăm și persoane juridice, neapărat. Dar nu este neapărat obiectul nostru principal, este, să zicem, obiectul nostru secundar de activitate. Bun, voi targetați persoane fizice. Teoretic, bazinul acesta al persoanelor fizice în România numără vreo 18 milioane de suflete. Sigur, Morales. Doamne ferește să aibă probleme 18 milioane și totodată. Haideți să spunem altfel. Mie mi se pare foarte important că aceste 18 milioane de persoane fizice sau, mă rog, hai să mai puține, să fie conștiente de drepturile lor. Da, mai puține fizice. Cu alte cuvinte, dincolo de interesul nostru profitabil, lucrativ în legătură cu asta, este nevoie ca fiecare să știe cu adevărat că se poate baza pe un profesionist în cazul în care are o problemă. Nu ne pricepem la toate domeniile posibile în care o persoană fizică ar avea nevoie de un avocat. Nici nu vrem să fim asta, pentru asta există alți profesioniști. Dar ceea ce presupune personal injuries, suntem probabil printre cei mai buni sau eventual cei cu cea mai multă experiență ca și volum și număr de dosare și experiențe pozitive în instanță. Hai să dăm niște exemple. Uite, mă gândesc din păcate doar la tragicul accident, nu știu dacă e reprezentat și nu asta e important, probabil că nu, tragicul accident de acum, cred că nici o săptămână, în care fetița Raisa, cred că o cheamă, lovită de un polițist pe trecere, în circunstanțe... Este mai mult decât cunoscut acest discutabile în momentul acesta. Ce ați face voi? Adică voi în momentul ăsta ați putea interveni de partea familiei? Haideți să spunem lucrurile așa. Noi putem să facem ceea ce presupune legea că poate să facă un avocat pentru partea vătămată, dar într-un mod mai bun decât oricare alții probabil pe piață. Acum, ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă să identificăm exact ce ar putea să facă, să zicem, rudele, părinții, persoanei sau persoanelor vătămate. Nu vreau să intru în detalii, este un subiect destul de sensibil și n-aș vrea să intrăm în detalii ca să exceadă această emisiune.
Backgroundul nostru profesional presupune foarte multe rezultate de o anumită natură, care bazate inclusiv pe această situație. Nu exclud inclusiv faptul că sunt polițiști care au mai săvârșit astfel de accidente rutiere și pe care avem o experiență, poate să ajute persoanele respective pentru a obține un maxim de rezultat. Din nefericire, implicarea unui polițist poate să genereze niște, hai să zicem, complicații emoționale într-un sens social diferit decât ar trebui. Noi nu vrem să menționăm altceva decât respectivul polițist, este până la urmă un conducător auto care a săvârșit un accident rutier și pentru care va trebui să răspundă dincolo de el personal și o firmă de asigurare. Ce putem să facem noi este să ne implicăm nu atât emoțional cât și profesional în lucrul ăsta pentru a aduce o experiență a câtorva sute, dacă nu mii de dosare în domeniu, între care câteva inclusiv cu astfel de funcționari implicați care să obțină maximul de rezultat pentru rudele respectiv părinții, fetiții respective. Cred că suntem foarte buni la chestia asta, dar nu neapărat din cauza că este polițist omul respectiv, ci din cauza că pur și simplu putem spune în orice moment, pe anumită zonă din România, pe anumite tipuri de accidente, care este practica optimă, care este strategia optimă și putem să obținem probabil maximul. Cum ați reușit voi să creșteți în 17 ani, care nu e o cifră mică, să fim cinstiți și neipocriți, cum ați reușit voi să creșteți în 17 ani până la mărimea unei firme medii spre mari din România? Există o explicație personală și o explicație profesională. Personal, probabil că ne-am lipsit de foarte multe părți frumoase ale vieții. Profesional, am făcut maximum de ce se putea face. Cam asta e explicația. Ce înseamnă maxim ce se putea face? Orice, de la, habar n-am, nopți pierdute, zile întregi de recrutare pentru a selecta avocații cei mai buni, ore în șir de discutat cu clienții, ore în șir de pregăti strategii pentru dosare, lucruri de genul ăsta. Cred că, de fapt, lucrurile sunt foarte simple, doar că foarte mulți oameni nu le fac cum trebuie. Mai aveți bazin de creștere? Da, bineînțeles. Sky is the limit. Oameni pentru acest bazin de creștere găsiți? Aici ai pus punctul pe un subiect sensibil. Din nefericire, suntem la fel de afectați de subiectul acesta ca aproape orice business în România, fie că e vorba despre o firmă de transport, fie că e vorba de firmă de construcție sau firmă de avocatură. Există un număr limitat de oameni disponibili pe piață care doresc să, sau sunt capabili să lucreze, sau există. Și aici este o problemă. Din nefericire, orice om de afaceri din România, și probabil că spectatorii pot să vadă acest lucru, își vor da seama, știe următorul lucru. Indiferent cât de bune sunt ideile sale, indiferent care este pulul de afaceri și de dezvoltare, limita este, cum să zic eu, resursa umană. Dacă găsești oamenii potriviți, dacă găsești oamenii motivați, s-ar putea ca la un moment dat să poți obține orice. Dacă nu-i găsești sau eventual respectiva modalitatea de motivare a ta față de ei nu funcționează cum trebuie, ai o problemă. Viteza voastră de creștere, pentru că trendul e clar, voi creșteți, dar viteza voastră de creștere este dictată și de măsura în care găsiți acești oameni? Da, din fericire și din nefericire. Din fericire în sensul că încă găsim. Soluția noastră de a găsi oamenii potriviți este de a scădea pragul de vârstă. Noi credem cu adevărat că oamenii tineri și care au un entuziasm foarte ridicat sunt foarte buni pentru a fi avocați. Însăși noi, eu și cu Ionuș Jercan, asociatul meu, am fost foarte, foarte, foarte motivați într-o fază foarte fragedă a vârstei noastre în care, practic, am vrut să facem o grămadă de lucruri. De pentru care încercăm să sădim această motivație în mintea și sufletul celor tineri și să-i facem să fie alături de noi. Trebuie să recunoaștem o parte dintre ei înțeleg această motivare, alții nu. Dar este o soluție. Cu alte cuvinte, ce soluție este? Soluția ca oamenii tineri să învețe alături de noi să fie mai buni. Noi chiar credem în lucrul ăsta și îi oferim. La ce vârstă ați deschis voi firma? 25 de ani. Ok, vreau să audă la tine. Știam, dar, adică vreau să audă telespectatorii de la tine. Cred că foarte mulți avocați își încep activitatea la 25 de ani. Noi am început-o în forță. Asta e diferența. Voi ați început-o făcând propria voastră, punând bazele propriei voastre firme de avocatură. Asta este ideea. Da, cu toate avantajele și riscurile și eforturile aferente. Adică, îți dau un exemplu. La 25 de ani este complicat să-ți auzi subalternii spunând că poate își doresc o mărire de salariu, când tu însuți poate lucrezi de câțiva ani de zile și te gândești de două ori la ce înseamnă mărire de salariu. Dau un exemplu doar. Da, pe de altă parte, uite, voi ați făcut un bypass la traseul ăsta pe care, hai să spunem că orice avocat din firmele mari îl are, în sensul că face un fel de ucenicie într-o firmă mare, după care poate se duce și stă niște ani până ajunge partener într-o altă firmă mare și așa mai departe. Voi n-ați avut aceste experiențe. Voi v-ați întâmplat cu capul înainte în propria firmă. Da, am avut o ucenicie pe care ne-am experimentat-o, cum să zic eu, pe bancul de lucru, cu alte cuvinte. Okay. Adică, practic, ne-am dezvoltat experiența personală lucrând noi pentru noi înșine. Acum o să spun un secret, din nefericire. Această ucenicie de care vorbești este valabilă pentru foarte mulți oameni care lucrează în firme mari de avocatură. Depinde oricum de persoana respectivă care este implicată. Cu alte cuvinte, oamenii care lucrează într-o firmă mare de avocatură, dacă se dezvoltă, dacă sunt preocupați de ceea ce fac și lucrează foarte bine, s-ar putea să ajungă departe. Nu neapărat primesc așa de mult
mentorat sau explicații sau ajutor pe care și l-ar dori. Vorbim în cunoștință de cauză pentru că toți avocații știu asta. Poate e un secret puțin trecut cu vederea. Noi încercăm puțin să schimbăm lucrurile, încercăm să oferim nu neapărat know-how-ul necesar, cât și atmosfera și cadrul dezvoltării. E secretul lui Polichinel, știi cum toată lumea îl știe, da. Bun. Mi-ai spus că mai aveți bazin de creștere, depinde de oameni, dar depinde foarte mult și de clienți. Cum simțiți voi ca număr de dosare? Numărul de dosare, știi cum e, o cifră doar. Poate să fie 100, 200, 500, 1000. În spatele unui număr de dosare există complexitatea unui dosar. Cu alte cuvinte, 500 de dosare simple s-ar putea să pară ușor și gestionat de un singur om. 500 de dosare complicate s-ar putea să trebuiască 50 de oameni. Mi-aduc aminte, în diverse tipuri de recrutări încercam să recrutăm foști angajați unor firme de asigurări, adversarii noștri. Da. Și auzeam niște cifre care ne șocau, respectiv niște consilieri juridici de acolo sau avocați gestionau 1000 de dosare. Pentru noi personal era un șoc să auzi că cineva poate să gestioneze 1000 de dosare. Explicația era cam așa. Ei gestionau 1000 de dosare. Întrebarea era cât de bine le gestionau. Deci, cheia pentru noi este așa. Cum să gestionezi un număr maxim de dosare cu un număr optim de oameni, în așa fel încât raportul de rezultat în legătură cu dosarele să fie extraordinar pentru clienții noștri și pentru ce există în țara asta. Și câte dosare are în medie unul din cei 40 de oameni de la Jerkan Gheorghe? În momentul de față am făcut o schimbare în firmă în așa fel încât practic nu mai există un număr de dosare pe persoană, ci există un număr de dosare pe o echipă de avocați, adică aș zice ceva de genul, închipuiesc ceva de genul 120 dosare pentru 2-3 persoane. Și ca interval de timp? Interval de timp raportat la acela, finalizarea dosarului? Da, la finalizarea dosarului. Un dosar de genul acesta se finalizează între 2,5-3,5 ani. Ani, super. N-aș zice neapărat. Depinde. Acum, dacă compar cu Europa, s-ar putea să spui că stăm foarte bine față de Italia, care se termină în vreo 3,5-7 ani. Okay. Dacă compar cu Germania sau Marea Britanie, s-ar putea să stăm foarte, foarte prost. Acolo cam un an. Da. Din ce știu eu, cam un an. Ceea ce îi face și foarte atractiv ca piață de investiții. Sigur. Și un exemplu. Vorbeai de asigurări. Da. V-a afectat pozitiv sau negativ ce s-a întâmplat cu City Insurance? Cum putea să ne afecteze pozitiv? Zi-mi tu, că nu înțeleg. Adică aș fi foarte, foarte încântat să aud de la cineva cum ar putea să fie afectat pozitiv. Păi, spun mai devreme că sunt adversarii voștri. Uite, unul din adversarii voștri, poate cel mai mare adversar al vostru, tocmai a sucombat. Trebuie să înțelegi cu adevărat rolul unei firme de asigurări în dosarele noastre. Firma de asigurări este un adversar și este un garant al plăților despre gubiri. De pentru care, dacă o firmă de asigurări intră în insolvență sau are probleme financiare majore, ne afectează. Nu neapărat pe noi, ne afectează pe clienții noștri. Clienții voștri. City Insurance este al treilea asigurător din România care are probleme majore și probabil că povestea se va termina foarte prost. Într-adevăr, piața românească și mai ales acea serviciul financiar a învățat foarte mult, în așa fel încât în momentul de față simțim că pur și simplu lucrurile se desfășoară mai bine pentru piață și pentru cei păgubiți. Nu ne așteptăm ca lucrurile să se desfășoare extraordinar, în sensul că vor exista întârzieri majore la încasarea unor despăgubiri din partea acestui asigurător care se îndreaptă într-o direcție neplăcută, dar pot să spun că noi personal avem experiența a cel puțin 200 și ceva de dosare care le-am gestionat în legătură cu ceilalți doi asigurători care au ieșit de pe piață, de pentru care probabil că suntem optimi în a înțelege și ce se întâmplă cu acesta. Foarte mulți, de fapt, cheia în povestea asta este cum poți să-i faci pe client să înțeleagă care sunt drepturile lor în situația asta și cum poți să fii alături de ei în așa fel încât să obțină maximul versus dacă nu ar fi reprezentați de către noi. E un pic de frică în piață? Există, da. Există. Da. O să spun și altceva. Din nefericire, falimentul City Insurance afectează nu doar piața celor care au avut, ar trebui să fie despăgubiți în legătură cu asigurările RCA, ci foarte multe tipuri de alți jucători. De la polițe de răspundere contractuală la... Și vorbim de sume mai mari aici, sume mai cu siguranță mai mari. Și care sunt afectați într-un mod diferit. Corect. Adică neliniștea acolo este puțin mai mare. Pentru că, din nefericire, un risc de business mai serios. Și ne confruntăm și cu acest domeniu. În afară de asigurări, pot să-l dau pe al meu, să știi, nu m-am atins de el, dacă vrei. O să mă gândesc. Gândește serios. Facem cumva pe un cadru general și vin până la tine. Bine. Spune-mi, în afară de asigurări, înțeleg că gestionați și subiecte sensibile. Am trecut așa, asimptotic, mai devreme pe lângă unul. Înțeleg că gestionați și astfel de subiecte sensibile. Nu ca asigurările n-ar fi un subiect sensibil. Cred că avocat care își dorește mai mult de la viața. Noi avem două provocări. Provocările principale sunt succesul profesional, care știm tot în ce constă. A doua dimensiune este, confirmarea profesională. Confirmarea faptului că putem gestiona probleme complexe. Și într-adevăr ne dorim chestia asta. Subiectele sensibile la care te referi sunt vaste. Poți să-ți demonstrezi mai multe variante.
Dar în principiu ne dorim să fim alături de oamenii care vor să-și dezvolte afacerile într-un domeniu destul de sensibil, în așa fel încât practic să le fim de folos. Nu poți să fii de folos cuiva într-un domeniu în care nu există niciun risc, de pentru care trebuie să alegi acele teritorii destul de, cum să zic eu, fragile, în așa fel încât să ai un plus de valoare. Aveți o apetență mai mare pentru risc decât, hai să spunem, alte companii de avocaturi din piață? Aș zice că am o apetență, eu personal și firma noastră, pentru risc medie, dar care raportat la celelalte firme de avocaturi din România este mare. Adică pot să spun că vin în întâmpinarea anumitor oameni de afaceri și clienți, persoane juridice și companii care apreciază genul ăsta de apetență pentru risc medie. Firmele de avocatură din România, mai ales cele jucătorii principali și eventual cu nume internaționale, au o apetență pentru risc mică și pentru asta sunt căutați. Este normal să fie așa. Oamenii au nevoie să li se spună în ce parametri trebuie să respecte niște reguli. Noi trebuie să... Are legătură cu natura fiecărui avocat. Voi vă faceți regulile voastre. Acolo regulile, acolo regulile vin de afară. Așa este. Pe de altă parte, o să spun și diferența majoră. Companiile mari, care apelează la firmele mari internaționale de avocatură, nu au o interacțiune personală între ownerii de business, shareholders și respectivii avocați. Noi, din fericire și din nefericire, avem o interacțiune personală între mine ca avocat și ownerul de business. Asta presupune că noi nu vindem, ci trebuie să sădim încrederea în respectiva persoană. Și încrederea aceasta se sădește folosind niște reguli pe care el le înțelege și pe baza cărora și-a dezvoltat afacerea. Dacă încrederea respectivă nu este sădită în varianta în care, practic, noi demonstrăm că înțelegem business-ul și modul de a crește, s-ar putea să nu fim avocații potriviți. Oamenii au nevoie de niște frâne în firma lor. Au nevoie de niște oameni care să spună ce nu pot să fac. Au nevoie să le spună care sunt sancțiunile medii și dacă pot să le gestioneze într-un timp util. Poate părea stupid sau nu, dar foarte mulți oameni de afaceri merg înainte în România și au avut succes știind care sunt riscurile și asumându-și riscuri medii. Nu ne asumându niciun risc. Afacerile în România nu au fost niciodată bazate pe niciun risc. Nu cred că se poate. Multinaționalele care au intrat în România își doresc să nu existe riscuri. Și înțelegem chestia asta. Avem și noi clienți și putem să le înțelegem. Din nefericire, nu se aplică aceste reguli în legătură cu companiile românești, care practic sunt încă în creștere. Nu există nicio companie românească mai veche de 30 de ani și majoritatea n-au 30 Evident. De ani, au 20 poate. Da, nici măcar eventual. Au fost optimist acum. Realitatea n-au nici 20. De ce ați simțit nevoia extinderii naționale? 7-8 sedi în momentul ăsta. De ce? Adică Bucureștiul, diferă Bucureștiul de restul Foarte țării? Foarte mult. Nu-ți dai seama cu adevărat că de mult diferă Bucureștiul de restul orașelor din țară până nu interacționezi cu profesioniștii locali. Este o viziune diferită asupra consultanții, o viziune diferită asupra reprezentării în fața instanței, o viziune diferită în legătură cu clienții afectenți. De ce ne-am dorit? Nu ne-am dorit, a fost o nevoie. De ce? Gândește-te la următorul lucru. Ai 50-100 de dosare în Timișoara sau în Cluj. Dacă ar trebui să trimiți din București un avocat până la Timișoara și Cluj, ar trebui să plătești în jur cost. De sigur. 20 de bilete de avion săptămânal. Este mult mai logic. Al doilea aspect foarte important și este valabil în legătură cu interacțiunea cu clienții. Din fericire sau nefericire, dar hai să zicem că este vorba de o fericire sau un lucru bun aici, oamenii în anumite zone interacționează mai bine cu cei din acea zonă. Mai precis, am avut foarte mari dificultăți, eu personal și alții, datorită apartenenței unei alte zone geografice, în interacțiunea și în valorile locale. La ce mă refer? Nu e vorba de diferențe majore. Până la urmă, toți în România știm că vorbim aceeași limbă și avem aceleași valori. Cu toate astea, la un nivel foarte mic, există diferențe. Și noi vrem să oferim clienților noștri înțelegerea perfectă a valorilor lor. Deci de-aia luați oameni de pe plan local care să vă gestioneze dosarele pe plan local. Provocările sunt de altă natură, nu că nu-i găsim pe cei locali. Dar chiar îi găsiți pe cei locali? Da, îi găsim. Pot să spun că și în domeniul ăsta, ca și în orice alt domeniu de business, există probleme majore în a recruta oameni la nivel local. Anumite zone sunt mai potrivite, altele mai puțin potrivite. În anumite zone pleacă oamenii străinătate, în alte parte nu pleacă. Corect. Suntem încântați în continuare de zona de vest, ca și probabil orice alt angajator din România. Normal. Și mai puțin de alte zone, dar cu toate astea, ce pot să spun este că centrele universitare sunt cel mai bun loc în care poți să recrutezi avocați de calitate. Centrele universitare bune produc în continuare profesioniști buni. Nu intru în detaliu, că nu vreau să fac comparații, dar din punctul meu de vedere, oricine știe ce înseamnă un centru universitar bun în România, înțelege că acolo vei găsi profesioniști pregătiți și care poți să te bazezi pe ei. Cum v-a afectat acești 2 ani de pandemie? Ca să fac o
comparație, glumă, alegorie, o să spun cam așa. Diferența între avocat și scriitor este că avocații nu se așteaptă să fie descoperiți după ce postum. Nu mai sunt. Postum. Da, da. De pentru care pentru noi orice an contează. Noi trebuie să lucrăm zi de zi, trebuie să ne promovăm zi de zi, trebuie să fim foarte buni zi de zi. Pe lângă asta mai suntem și oameni. De pentru care, în perioada celor 2 ani care nu s-au terminat, s-au întâmplat următoarele lucruri. Clienții noștri au ajuns într-o fază, în niște perioade și în niște faze conflictuale cu diversi parteneri de afaceri peste medie. Uh-huh. Au pus o presiune foarte mare pe noi. Nu ne putem plânge față de alte profesii și profesioniști că am dus lipsă de solicitări sau de contracte sau de clienți. Nu ne putem plânge de asta, trebuie să aș fi ipocrit să zic asta. Dar pe de altă parte pot să spun că am simțit o presiune cu mult peste medie anilor anteriori. Uh-huh. Și satisfacția noastră ca oameni, pentru că din nefericire, poate nu știați, dar avocații sunt oameni, n-am putut neapărat să ne bucurăm de rezultatele pozitive obținute din motive de pe care știți, de restricții sau mai știu eu ce. Deci a fost un sentiment foarte confuz. Am fost foarte bucuros să aflu că majoritatea colegilor mei avocați și-au dorit să vină la birou. Nu au dorit să lucreze de acasă. Bună, ceea ce bună tema asta. Spune foarte multe despre categorie de oameni, uh-huh. pentru că în ultima perioadă, în recrutări, am observat dorința noi categorii de avocați. De a lucra hibrid. Da, de lucra hibrid. Cuvântul ăsta minunat. Ne uităm pe site-urile de recrutare și vedem la interviuri oameni care spun în câte zile pot să lucrez de acasă. Da, da. Și trebuie să recunosc că eu personal, o să spun sincer, că nu am niciun motiv să ascund chestia asta. Avocații sunt o profesie care interacționează cu oamenii și, așa cum am zis, nu vând încredere, sădesc încredere. Încrederea se sădește doar față în față. Poate la o distanță de 2 metri, cum suntem noi acum, poate la o distanță și mai mare, dar din nefericire sau din fericire contează să vezi față în față omul care se ocupă de interesele tale, de afacerile tale. Și atunci nu prea înțeleg exact cum se poate desfășura activitatea de avocatură, inclusiv cea de consultanță de la distanță. Nu funcționează bine din punctul meu de vedere. Pot să spun că 99,5% dintre clienții noștri în ultimii 2 ani de zile au vrut să vină să ne vadă. Asta e foarte bine. Da și nu. Pentru că poate de ce nu? Au vrut să vină să ne vadă, pentru că din nefericire simți nevoia să vezi cine te reprezintă. Practic noi ca avocați suntem prelungirea interesului unui client și având în vedere chestiunea aceasta, oamenii vor să vadă cine îi va reprezenta, cum se desfășoară, cum arată, cum vorbește. Nu poți să faci online. De acord. Eu sunt de acord. Și tu ești de acord, da. Nu ne ajută pe amândoi deloc situația asta, pentru că într-adevăr avem niște clienți din diverse domenii în care nu înțeleg cu noțiunea asta de interacțiune față în față încă și sunt foarte încântați de varianta remote, cred că hybrid. Eu cred, dacă mă întreb pe mine, că e un pic de pretext aici. La unii da, la alții nu. Bun, ok, la unii da, la alții nu, sigur că sunt și unii la care nu, dar eu cred că e destul de mare pretextul aici de fapt. Și nu realitatea, domne, nu vreau să mă întâlnesc că mă tem de boală. Nu cred că e chestia asta, cred că e pur și simplu un pic de pretext. Mai bine nu, lasă. Da, am observat cu toate astea că aparține acest gen de pretext unor industrii. Așa este. Nu, adică, așa da, este. Ai dreptate, dar sunt niște industrii. Păi da, sunt niște orice industrii. Constructor, dezvoltator real estate o să vină să te vadă pentru că el merge pe șantier și își vede oameni lucrând, vrea să-și vadă și avocații. Așa este. S-ar putea ca programatorii nu. Cu siguranță programatorii nu. Pentru că lucrează de acasă și e bine. Foarte mulți dintre ei, da. Foarte mulți dintre ei, da. De aceea clădirile de birouri din zona de nord a București, unde erau mari... Pentru cei care le dețin. Înțeleg că și-au negociat chiriile de așa natură încât nu. Da, da, pe termenul lung e important. Sigur, pe termen lung e important pentru că la un moment dat acele contracte se vor termina și le va fi greu să găsească o altă firmă de genul acela care să le umple etajele. Da, da. Așa este. Cum vezi, hai să zicem, viitorul apropiat? Sau hai să spunem viitorul post-pandemic, că nu știm când se termină, vorba ta, da? Știi cum e? Mă întreb ceva într-un domeniu în care nu neapărat că îl stăpânesc și pot să-ți dau doar o părere personală ca om, nu neapărat ca avocat. Dar haideți să totuși să-i mă las influențat de profesia mea și să spun lucrurile așa. Oamenii vor fi din ce în ce mai agresivi în legătură cu ceea ce vor face. Putem să citim presa, putem să vedem realitatea politică internațională și vom vedea o agresivitate în creștere. Noi vom fi atât victimele cât și instrumentele acestei agresivități ca avocați. Acum, de ce parte a unui, haideți să zicem, unui front juridic vom fi, ca să rămânem într-o zonă tendențioasă politică, dar cu toate astea safe, nu știu. Dar o să crească o agresivitate în ce mai mare, care va gestiona un business mai serios pentru avocați în general, dar cu toate astea va fi și mai provocator și mai stresant. Simți că mentalitatea românească la nivel de societate se duce într-o zonă mai agresivă? Da. Da? Da. Și pot să spun că interacțiunea mea și cu clienți străini este oarecum similară. Nu mă întreba de ce, nu sunt un psiholog extraordinar decât la nivelul business-ului nu, meu. Nu, dar, facem profiler, nu, am înțeles. Dar am observat că în ultimii 2 ani de zile, practic, oamenii au simțit ceva de genul, având în vedere că toate lucrurile merg într-o direcție proastă, haide să fac și eu rău celor care până atunci am iertat.
dacă pot să folosesc așa o frază, nu știu, jurnalistică, emoțională. Prea puțin exact, religioasă, într-adevăr. Da, exact așa, da, prea puțin religioasă. Dar eu personal am de ales ca avocat să încerc să mă comport ca cetățean, ca om, sau să-mi fac job-ul. Și să mă gândesc că dacă nu mi-l fac, s-ar putea să-l fac altul, evident, asta e tragedia oricui avocat. Revenind, văd oameni care spun, nu mai iert pe nimeni, am suferit din momentul ăsta, T0, da, gata. Așa. Și asta ne ajută ca avocați, ne ajută ca profesioniști, dar ne și pune și o presiune foarte mare. Și vă și înrăiește cumva. Poate. Nu? Poate. Eu personal încerc să mă păstrez cât mai, cum să mă exprim exact, sănătos, întreg la minte, dar o să spun că e greu. Pentru că sunt oameni care, știi cum e, vorbești cu un profesionist și simte nevoia să spună lucruri de natură, să atragă păreri pozitive. Da, da, realitatea, da, da, în domenii X, Y și Z. Asta e tehnica de vânzare, să atragi păreri pozitive. Da, bineînțeles. Realitatea este când adevărul te afectează lucrurile astea. Un avocat care este foarte bun în ceea ce face și are foarte multă experiență, are un grad de afecțiune în legătură cu clientela pe care o are și jobul și cazurile pe care le are destul de serios. Cătălin Vlad, un avocat optimist, deși partea plină a paharului nu e la fel de mare ca și cea goală, dar chiar ești un tip optimist. Îți mulțumesc pentru prezența la Legea Afacerilor în seara asta. Culmea, s-a terminat această jumătate de oră, mai aveam foarte, foarte multe de tot, adică tu ai foarte multe de spus. Sper că n-am vorbit prea mult. Ești unul dintre tipii spumoși în avocatura românească și care trebuie urmăriți cu interes. Îți mulțumesc. Mulțumesc pentru prezență. Aceasta a fost Legile Afacerilor din seara aceasta. Ne vedem joia viitoare. Seri faine. La revedere.